Atenția mi-a fost atrasă de vreun an doi de o idee care mi s-a conturat între timp. Am observat folosirea în discuții, în construcția argumentelor, foarte des a statisticii. Statistica este utilă și argumentele extrase din datele statistice sunt valoroase și destul de puternice. Până la urmă, trăim într-o lume care are o ordine naturală, dar în același timp este și o lume foarte complexă. Frumusețea statisticii este că putem obține rezultate despre lumea aceasta complexă în care trăim, fără a înțelege în detaliu mecanismele după care funcționează. Să vă pun o întrebare extrasă din cartea Factfulness de Hans Rosling. Putem găsi acolo multe statistici care vor să prezinte progresul lumii în foarte multe domenii. În lume sunt acum 2 miliarde de copii cu vârsta cuprinsă între 0 și 15 ani. Câți copii vor fi în anul 2100 conform Organizației Națiunilor Unite? A. 4 miliarde, B. 3 miliarde, C. 2 miliarde. Răspunsul corect, 2 miliarde. Numărul de copii este deja într-o mică scădere. Deși populația lumii este în creștere, se prevede că ea se va plafona în jurul valorii de 10-12 miliarde în anul 2100. Creșterea vine din segmentul oamenilor maturi. Aceste date sunt foarte pe placul oamenilor analitici, raționali, care iau în calcul probabilitatea întâmplării unui eveniment. Toate lucrurile sunt explicabile, clare, atunci când găsești statistica potrivită. Situația pe care am observat-o este că statistica devine pentru unii un fel de Dumnezeu. Atunci când datele statistice arată ceva, atunci așa este. Probabilitatea de a ieși în afara rezultatelor observate este suficient de mică încât este de ignorat. Nu mai încapă nicio îndoială, nu merită să te îngrijorezi, lucrurile au fost deja măsurate pe un eșantion suficient de mare. Deci, statistica este de încredere. Este adevărul. Nimic nu bate o statistică bună. Acum, statistica tratează de cele mai multe ori un grup sau o mulțime suficient de mare. Problemele apar atunci când te uiți la individ. Mai precis, atunci când un individ se întâmplă să fie în afara rezultatelor obținute din datele statistice. Atunci când individul face parte din minoritatea statisticii. Este de urmărit comportamentul unui om atunci când ajunge minoritatea statisticii. Este de urmărit comportamentul nostru atunci când ni se întâmplă un eveniment improbabil. Fiind creștini, nu ar trebui să fim niște oameni neraționali, ilogici sau optimiști orbi. Statistica este de folosit. Ne educăm, învățăm, ne perfecționăm, ne dezvoltăm cu scopul de a merge cu încredere în viață. Dar să avem grijă să nu ne luăm soarta în propriile mâini. Facem planuri, socoteli, previziuni pe care vrem să le exploatăm, dar să nu ajungem să le eliminăm pe Dumnezeu și opțiunea Lui de a devia în orice moment planurile făcute de noi și a interveni în calculele făcute de noi. Statistica, sub formă de Dumnezeu, așa cum am prezentat-o înainte, este, de fapt, omul în loc de Dumnezeu sau natura în loc de Dumnezeu. Să lăsăm pe Dumnezeu să fie Dumnezeu. Îmi vin în minte vorbele din Psalmi. Omul este ca o iarbă clătinată de vânt. Când te uiți a doua oară, iată că nu mai este. Îmi sugerează pe de o parte că perioada normală de viață a unui om trece repede, iar pe de altă parte, fragilitatea vieții. Credincios fiind, pacea și liniștea mea sau lipsa îngrijorării nu ar trebui să-mi vină pentru că mă aflu bine plasat în vreo statistică, ci din pacea, liniștea și încrederea pe care o găsesc în Dumnezeu și că sunt împăcat cu El. Iar dacă fac parte dintr-o statistică care prevede necaz, tot pot să am pace și liniște în Dumnezeu din același motiv. Dacă sunt tânăr și riscul adus de infectarea cu COVID-19 este mic, să nu mă fudulesc că sunt puternic conform statisticii. Dacă sunt suferind de comorbidități, diabet, boli pulmonare, cardiovasculare sau sunt bătrân, să nu disper pentru că statistica spune că sunt gata. Mai bine să am grijă de mine și
și să-mi pun viața în rânduială cu Dumnezeu, astfel că dacă va fi să trăiesc, să fie cu Dumnezeu, iar dacă va fi să mor, să fie la fel cu El. Trăim în vremuri ciudate. Nici să nu disperăm pentru că suntem în pericol noi, sau mai grav, cei dragi nouă, nici să nu ignorăm pericolul existent. Vreau să vă reamintesc că în această perioadă ne sprijinim pe Hristos. El este stânca pe care stăm. Speranța noastră într-o viață veșnică, mult mai bună, care va veni, nu ne face absenți în prezent. Obiectul speranței este viitorul. Experiența speranței este prezentul. Și această experiență este puternică. Așa zicea și John Piper în cartea sa Coronavirus and Christ. Vă propun un exercițiu acum la final. Exercițiu pe care l-am practicat în grupul mic anul acesta. Noi l-am numit cele 15 mulțumiri. Iată care este povestea. Când enumeri lucruri pentru care ești mulțumitor sau pe care le apreciezi, începi să realizezi că ai lucruri bune. Îți aduci aminte de binecuvântări și vezi lucrurile faine din viața ta cu care te-ai obișnuit și deveniseră normale. La începutul anului, în ianuarie, le-am propus celor de la grupul mic exercițiul celor 15 mulțumiri. Trebuiau să scrie pe hârtie 15 mulțumiri, iar următoarea dată când ne întâlneau, trebuiau să prezinte 3 dintre cele 15. Întâmplarea face că următoarea întâlnire era peste 2 săptămâni, ultima săptămână din ianuarie, 14 zile între întâlniri, astfel că unora le-a venit ideea să scrie câte o mulțumire în fiecare zi. Să vă prezint 3 mulțumiri culese. Cineva a fost mulțumitor pentru Bolt, serviciul de taxi. Mi-am zis, ăsta chiar este un motiv de mulțumire personal. Altul a folosit ocazia să ne zică că a început să meargă la cateheză și era mulțumitor pentru cercetarea din ultimele luni. Altcineva era mulțumitor pentru colegii de apartament. A repetat exercițiul în fiecare ultimă săptămână din lună, ianuarie, februarie, martie, și intenționăm să continuăm. Acum ați înțeles mecanismul. Vă propun să treceți la treabă. După ce a scris 15 mulțumiri, alegeți 3 pe care să le spuneți cuiva. Ar putea fi cei cu care împărțiți locuința sau cei de la grupul mic. Chiar și în perioade ciudate ale vieții, putem găsi lucruri pentru care suntem recunoscători. Chiar mergând pe firul recunoștinței, îl găsim pe Dumnezeu, care poartă de grijă. Negreșit, Evlavia, însoțită de mulțumire, este un mare câștig. În aceste vremuri ciudate, nu vă îngrijorați, dar să avem grijă. Pe via Lui, în via Lui.